Teoria de azi a fost propusă de Virt, motănelul Magic HD. Propune și tu o teorie și ar putea apărea în clipul următor. Azi vorbim despre animeul și jocul yokai. La noi în țară, lumea yokai a devenit mai populară datorită animeului Ceasul Yokai. Există multe chestii interesante când vine vorba despre acest serial, iar azi voi vorbi despre ele. În caz că nu știați, yokai sunt de fapt niște spirite din cultura japoneză. Aceste spirite seamănă mult cu animalele, având caracteristici asemănătoare acestora. Nu se știe cu exactitate dacă ele sunt bune sau rele, dar un lucru este clar și anume că nu ai vrea să le superi. Japonezii consideră că aceste spirite ar locui în natură, iar orice acțiune distrugătoare a omului față de natură ar înfuria yokaii care locuiesc în păduri, în râuri sau pe munți. De exemplu, spiritul pe nume Kitsune ar fi de fapt și bun și rău, el fiind reprezentat în ambele variante. La noi în țară, aceste spirite yokai ar putea fi definite ca goblini, fantome, demoni sau nu știu, zâne. Am făcut această introducere pentru a vă explica faptul că în cultura japoneză, aceste spirite yokai sunt adânc rădăcinate. Dacă ne gândim bine, despre spirite se vorbește în orice parte a lumii. Acestea sunt reprezentate sub diferite forme. Cam orice reprezentare a acestor spirite este condamnată de multe culte religioase. Chiar și animeul Ceasul Yokai a primit numeroase păreri negative din partea cultelor. Dar hai să vorbim despre teorie. Aceasta vorbește din nou despre o legătură între Pokémon și acest serial. Am mai avut în trecut astfel de teorii, dar aceasta este destul de interesantă și cred că este și confirmată. Se spune că personajele pe care le vedem în Pokémon au fost inspirate tot din acești yokai japonezi. Dacă ne uităm la trăsăturile spiritelor din Ceasul Yokai, vom vedea că seamănă destul de mult cu Pokémonii. Dacă ne gândim puțin, Pikachu seamănă destul de mult cu Jibanian sau Jibanian. Nu știu cum se zice. La fel ca în Pokémon, unde Pikachu este, dacă vreți, Pokémonul principal, Jibanian este yokai-ul principal. Ambele personaje au fost realizate urmând trăsăturile lui Nekomata, un spirit yokai. Chestia mai creepy când vine vorba despre acest spirit este că, în general, el este destul de rău cu oamenii. Nekomata obișnuiește să mănânce oamenii la prânz. Mai mult decât atât, el are puterea chiar să controleze cadavrele oamenilor, precum păpușile. La fel ca în Pokémon, are loc și o evoluție a personajelor. Yokai devin mai puternici dacă se folosesc anumite iteme sau se unesc cu alte yokai. Mi se pare interesantă această teorie, dar mai mult decât atât, legătura dintre Pokémon și yokai, cu spiritele astea japoneze. Sper că și vouă v-a plăcut. Ok, dar cam atât pentru azi, puteți da like pagina de Facebook și un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu ce mai nou pe aici și afla primii noi informații despre Killer Banana și bineînțeles să subscribe, că ne ajută un like și de ce nu să vă uitați și la alte clipuri. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut! Pa! Bananele e bani cu mutați. Cune vrea să ne abonăm reciproc. Dar Killer acum este Goku? Salut!